La mulți ani, dragi români, oriunde vă aflați, voi sunteți România, la mulți ani de Ziua Unirii Principatelor Române. Au fost manifestații, festivități în întreaga țară, frumoase, cu multă emoție, cu mulți români adevărați, cu multe simboluri, cu tricolorul, cu melodii frumoase, cu imnul României și în diaspora. Am văzut foarte multe evenimente organizate de românii noștri de acolo, așa cum pot și ei în comunitățile lor și cum ne arată sau cum ne lasă vremurile acestea să sărbătorim totuși această zi glorioasă, care este actul fondator al nostru, al României. Și încă mai avem de înfăptuit unirea. Rămâne același înalt ideal, același obiectiv pe care trebuie să-l avem. Singura problemă rămâne că tot mai mult în ultimii ani politicienii nu se mai ridică la înălțimea acestor evenimente istorice și la măreția acestei țări. Românii sunt în continuare în stradă. Politicienii, partidele, sunt cu ochii pe voturi. Coaliția dezbinată ciucă penalii la Iași. Ciolacu, alături de Iohannis, interesant, aici în București și vom comenta. Aur și Șoșoacă, într-o nouă încercare gălăgioasă de a căpușa din nou un eveniment național, veți vedea, la Iași, desigur. Opoziția unită tot la Iași, Alianța Dreapta Unită tot acolo, USR, PMP și Forța Dreptei. Și românii, care au făcut foarte multe evenimente frumoase, ei au umplut astăzi aceste evenimente. Iohannis n-a spus nici astăzi un cuvânt despre românii care de 15 zile stau în stradă, și mă refer aici la fermieri. A vorbit din nou despre alegeri, pentru că și Iohannis, sau mai ales Iohannis, e foarte interesat de alegerile din acest an. Vom discuta, vom face comentariile astea politice, dar am și alte teme. De exemplu, vaccinurile de la Pfizer și procesul pe care ni l-a intentat Pfizer. O să vorbim tot astăzi și despre ce se întâmplă în America, pentru că ne influențează direct, dar și despre ce se întâmplă peste Prut, acolo unde o jurnalistă care transmitea despre separatiști a fost reținută. Se întâmplă foarte multe lucruri în jurul nostru și le vom discuta pe toate astăzi. Încep 3 ore de politica zilei. Sunt Ioana Constantin. Vă mulțumesc că sunteți aici. Invitații mei și ai dumneavoastră această oră, printr-o legătură video, Monica Tatoiu, la mulți ani, mulțumesc că sunteți aici. Vlad Botoș, eurodeputat USR, la mulți ani, mulțumesc foarte mult. Dragoș Frumosu, președinte Sindalimenta, la mulți ani, mulțumesc că sunteți aici. Cer bună, la mulți ani. Am văzut câteva imagini frumoase din întreaga țară. O să vreau acum să îi ascultăm pe cei 3 lideri ai conducerii, Iohannis sau Iohannison, cum îi spun africanii, Ciucă și Ciolacu. Foarte interesant, au rămas aici la București Ciolacu și cu Iohannis. A uitat, nu le-a dat nimeni nici cocarde, nici nimic. Au venit, au zis două boabe și aia e. Bietul Ciucă îi rătăci pe acolo, a zis că el vrea să joace într-un serial. El nu e din filmul ăsta, vrea să fie într-un serial. Na, fiecare cu prioritățile sale. Acum sper că nu vrea să fie într-un serial și cu doamna Șoșoacă, nu vreau să mi-l imaginez. Haideți să îi ascultăm un pic să vedeți ce gândesc ei, ce spun ei astăzi de mica unire. Să privim cu încredere către viitor, acordându-ne în principiile și ancorându-ne în principiile și valorile europene care ne unesc și ne ajută să putem depăși orice crize și provocări. Disputele personale, orgoliul populiștilor și falsul patriotism al demagogilor dispar fără urmă. Istoria se scrie în contexte favorabile.
prin fapte mari de curaj și prin voința de a depăși toate greutățile. România și întreaga lume liberă se află într-un moment de răscruce pentru destinul lor. Să înțelegem că rolul nostru ca lideri politici este în viziunea noastră a tuturor, cu toate că avem și păreri diferite, de a genera coeziune și unitate și nu diviziune socială. Trebuie să lucrăm împreună, tocmai pentru ceea ce ne definește ca națiune, ne împăstrează valorile, ne oferă o viață mai bună și un viitor plin de speranță copiilor noștri. Da, da, tatoiu, Iohannis, de când a mai fost pe acasă, a uitat să și citească. Ieri a fost în Chile în loc de Chile, dar și astăzi la fel. Ăștia sunt, asta e ce au putut ei astăzi să spună de mica unire, cu ochii la voturi. O să vi arătăm apoi și pe ăștia la alți doi, Șoșoaca și cu Simionul. Simion cerea o portavoce, era șef de galerie. Cine suntem noi? Aur, n-aud. Au politizat acolo, au făcut din nou o mizerie totală. Dom'le, n-au ce să caute, sunt atâtea partide în România. Nu se duce nimeni, dom'le, să facă marșul ăsta cu steagurile, să te urci pe un eveniment care e național. Eu nu înțeleg ce tot ne explică cu patriotismul, cu suveranism. Nu-i nicăieri în lumea asta, partidele nu fac haosul ăsta, partidele nu sunt galerii. Da, tatoiu, vă rog. Se vede la Iohannis că e speriat. El nu face greșeli decât în momentul în care e speriat. Cu Iohannis se întâmplă ceva, dacă vedem ce se întâmplă în Polonia, e și el făraș. Dar problema este următoarea. Trebuie să decriptăm tot ce se întâmplă acum în România, analizând construoasa coaliție, pentru că am unit Moldova și Muntenia prin oameni de stat adevărați, care în momentul în care au lăsat puterea pe mâna unor certăreți scripturiști politici, a trebuit Cuza să plece și să vină Carol. De ce? Pentru că s-au certat, au transformat într-un circ conducerea României, de-abia creat. Asta e speranța. Uitându-mă la ei, mă gândesc ce ne așteaptă peste 2-3 ani de zile, când o să ni se bage pe gât niște oameni de afară că să conducă o țară în care toată lumea se ceartă. Pe mine asta mă speche. Deci hai să vedem. Unirea au făcut-o Cogălnicianu, Cuza, oamenii ăia, intelectualii români, iubitori de neam. Și-au venit după aia politicienii, s-au certat și au distrus ce au făcut oamenii ăia. Cogălnicianu a suferit profund. După ce au realizat ce au realizat, au ajuns să dea România pe mâna străinilor. Asta ne așteaptă. Da, Vlad Botoș, cum se vede? Românii cu uite ce fac frumos, dacă îi rog pe colegii mei, dacă putem să mai dăm din imaginile cu copiii, cu tot ce înseamnă aceste momente emoționante, iată, uite aici, avem de la pasul Vulcan acest moment frumos. Și de partea cealaltă avem pe politicieni care citesc de pe foi, n-au dus în stare să spună două vorbe către poporul ăsta într-o zi plină de emoție. Citesc, bine, Ciolacu a învățat să de când tot citește în fiecare zi, citește mai repede. Cu Iohannis a devenit o problemă că nu prea mai reușește să mai citească. Vlad Botoș, vin acum la tine. Ce au transmis astăzi? Că pare că e doar o cursă pentru alegeri ce s-a întâmplat astăzi. Doamna Constantin, parcă mi-ați luat cuvintele din gură. Chiar la asta mă uitam și eu acum. Sincer să vă spun, nu am văzut nici ceea ce a declarat domnul Iohannis, ceea ce a citit. N-am văzut nici speech-ul domnului Ciucă. Am fost aici în comisie pentru că începem să discutăm despre fonduri europene și fonduri de coeziune pentru România din 2027-2034. De-aia am ales să rămân în comisii la Bruxelles, să nu fiu în țară în această zi. Însă la asta mă uitam și eu. Nimeni nu-i grăbea, adică puteau să aibă câte minute voiau să țină un discurs și să nu vorbești din inimă de ziua Unirii Principatelor. Și mă bucur că ați spus Unirea Principatelor și la începutul acestei emisiuni și nu spuneți mica unire. Da, a fost Unirea Principatelor Române și a fost o mare unire pentru acele timpuri după războiul din Crimea, când și principatele române au putut să-și dea mâna, au putut să se unească sub domnia lui Cuza. Un act de curaj. Cuza a fost ales în ambele țări și
După aceea ne-am câștigat independența de stat, am avut în 1918 Marea Unire, nu? Și am avut o țară mare și puternică. Însă mă uitam și eu la domnul Iohannis, adică după 10 ani cât ai fost președinte României, să nu spui niște cuvinte așa din inimă, în fața militarilor, în fața oastei pe care tu o conduci, din partea domnului Ciucă, care a condus armata română și a fost prim-ministru României, este al doilea om în stat, să spui acolo în fața oamenilor adunați la Iași câteva cuvinte din inimă, ci să citești așa un discurs scris de probabil niște consilieri. La fel și domnul Ciolacu, nu știu. Eu mă bucur de această zi, mă bucur să văd imaginele dumneavoastră și eu voi participa în seara aceasta cu mulți antreprenori români stabiliți în Belgia, care vor veni, mă rog, mulți dintre ei au magazine aici și au făcut niște afaceri de succes, voi participa cu ei la un eveniment, mă voi bucura de această zi alături de colegii mei, pentru că trebuie să fim și mândri de România. Suntem a șasea țară din Uniunea Europeană și trebuie să ne comportăm ca atare, iar liderii care conduc vremea. Liderii trebuie să se comporte ca atare. Da, domnule Frumosu, vin și la dumneavoastră, i-ați ascultat, vorbesc despre alegeri, vorbesc despre voturi. Domnul Ciolacu ne-a zis că s-a înfăptuit visul lui Cuza, Iohannis altată ne-a zis că el cu România educată se visează un fel de Cuza. Ciucă, nu știm ce, el nu știe niciodată ce vorbim. Eu n-am înțeles nici ce a vorbit Ciucă, dar asta e altă discuție. Dumneavoastră, cum priviți lucrurile? Că oamenii pe care vorbiți cel mai mult, fermierii, producătorii români, sunt în stradă și au pus banderole negre la fum. Și țin un fel de doliu astăzi. Doamne, sunt ai noștri. Sunt votați de ai noștri și trebuie să fie ai noștri. Sigur că glumesc. Vă dați seama că sunt ai noștri, dar de fapt nu sunt ai noștri. Bine că domnul Iohannis, în cuvântul dânsului de astăzi, când a încercat să spună ceva, așa cum spune și dumneavoastră, parcă nu mai știe nici să citească, nu ne-a mai repetat că nu și-a luat concediu de nu știu câți ani. Eu aș fi întrebat dacă soția dânsului, care l-a însoțit în toate plecările astea, a fost în concediu sau a fost plecată altfel, dacă nici dânsa nu și-a luat concediu în perioada asta. Sincer să fiu, răspunzându-vă după această, mă rog, mică glumă, să zic, la întrebare, eu m-aș fi așteptat ca domnul Ciolacu și domnul Iohannis, care astăzi au stat braț la braț în parcul Carol, da, să fi mers tot braț la braț și să fi jucat Hora Unirii cu protestatarii din afumați. Mi se părea firesc măcar astăzi să-i bagi în seamă când oamenii ăia de 14 zile stau în stradă, când oamenii ăia au într-adevăr probleme reale, când cu acei oameni ar fi trebuit să stea într-un dialog permanent pentru a le înțelege problemele, fiindcă oamenii ăia sunt fermieri simpli. Ei nu sunt în asociații mari și fiecare își cunoaște de fapt problemele pe care le întâmpină, astfel încât afacerea lui nu-i merge, riscă să piardă tot ce a investit de ani de zile, riscă să vândă și pierdem noi toți, da? Domnule Frumos, și pierdem noi toți. Hai să mergem un pic să ne uităm la Iași și vreau să vă arăt în schimb că nu, trebuie să arătăm lucrurile astea ca să înțelegeți că huliganismul n-are loc în politică. Hai să-l vedeți pe Simion, care s-a cățărat pe statuie. Doi, pă, că n-am cum să zic pe, că mai mă certă telespectatorii când vorbesc de ăștia, că de ce le vorbesc așa? Păi n-ai cum să vorbești cu ăștia academic, cățăra pe statuie și zice, dați-mi o portavoce, cine suntem noi în aur? Ia să-l vedeți. România mare, în vechile hotare, România mare, în vechile hotare. Dar mi te lasă pe colegii noștri, să treacă. Suntea gurile! Ce zice zona ta, Toiu? Iași, care a avut prima universitate din România. Iași este un centru cultural. Nu poți să te compuși pe stadion. De aici e vorba de lipsă de educație. Și mă mir pentru că domnul Simion provine dintr-o familie de intelectuali. Să apelez la un astfel de... Să te urci pe o statuie, care este un bun public. Este lipsă de educație. Și oamenii
care se strâng în jurul unor oameni lipsiți de educație, pot să spun, am suspiciuni rezonabile, că sunt la fel de needucați. Și ăștia vor să conducă România afară din infernul în care au adus-o actuala guvernare? Este periculos ce se întâmplă. Nu există speranță dacă oamenii ăștia se vor erija în a ne scoate economic din nenorocirea în care suntem acum. Da. Acești needucați. Deci, asta e problema. Se află Ciucă, neștiind ce citește, se află oamenii ăștia, mai e și Șoșoacă, tot așa urlă, face și ea pe acolo niște manifestație, mai sunt și colegii tăi, Vlad Botoș, la Alianța Dreapta Unită, USR, PMP, Forța Dreptei, dar m-aș întoarce un pic la Simion, urcat de, nu ai cum, tu și cu, era cu, cred că, cum îl cheamă, celălalt, cu președintele, erau urcați toți acolo, pe statuia respectivă, cu toate steagurile alea, în haosul ăla. De ce ai face asta într-o zi de sărbătoare? De ce trebuie să o căpușezi? De ce trebuie să o politizezi așa? Doamna Constantin, pe lângă că s-au urcat pe o statuie, au făcut această manifestare în fața Palatului Culturii, un simbol, nu, a României, nu doar al Iașului. Mai mult am văzut-o și pe domnișoara care a fost prinsă cu gloanțe în la intrarea în parlament. Era acolo lângă cu voce, chiar acum am văzut în imaginea noastră. Mă rog, cu haos și cu gălăgie nu o să construim o țară așa cum au construit-o cei de la 1848. Și doamna Tatoi o amintea mai devreme de ei, au fost niște oameni cu carte, niște oameni care au iubit România, că mulți dintre ei și-au terminat studiile la Paris, la Berlin, dar s-au întors în România și au făcut România aceasta mare, chiar dacă Revoluția de 1848 a fost o înfrângere. Au pierdut această revoluție, iar colegul meu Cristian Ghinea explică foarte, foarte frumos în cartea lui cine a făcut România, pe care vă recomand. Însă au făcut o țară și au urmărit tot timpul să ne facem voce auzită. Au știut să negocieze cu marile puteri, doamna Constantin, așa cum ar trebui să facem și cum facem mulți dintre noi fără mare gălăgie. Și să știți că colegii mei, președintele Cătălin Drulă, domnul Orban, domnul Tomac, astăzi au depus o coroană de flori, un omagiu adus celor care au făcut România, foarte modest. Nu i-ați văzut nici cu sute de oameni după ei. Au făcut-o într-un mod decent, nu s-au afișat, n-au mers nici în horă să se prindă, n-au făcut nici gălăgie, pentru că România aceasta, în majoritatea ei, să știți că este formată din oameni decenți și oameni cu bun simț, oameni care muncesc și își fac treaba așa acolo unde sunt. Știți ce cred eu, în schimb? Și din cauza... oameni... Termină, te rog, și vreau să fac o adăugire, te rog. Dar acești oameni, să știți că au nevoie de reprezentare. Românii nu sunt reprezentați de Șoșoacă, de Simion și de toți acești gălăgioși, cum n-au fost reprezentați nici la începutul anilor 90 de toți acei extremiști și naționaliști. S-a văzut tot timpul la vot, asta și se va vedea și anul acesta la vot. Pentru că politicienii ăștia, de tipul Iohannis, de exemplu, ăștia la alții care au rămas pe la liberali, nu manifestă nicio loialitate față de țară, nicio dragoste față de țară. Eu pe Iohannis nu l-am văzut vreodată cu altceva în afară de cocardă. El nu simte tricolorul, imnul, nimic, niciun simbol pentru el nu există. El nu are această legătură pe care unii dintre noi o avem natural. Eu mă uit la românii din diaspora, ei se emoționează când aud din noi ceva natural în noi. La el nu e. Și atunci când ai genul ăsta de ficus, cum mi se spune, normal că ai extrema asta la altă care simte nevoia să căpușească de tot, să producă un haos, să producă gălăgie, pentru că ei vor să ocupe acel spațiu. Doamne Dragoș Frumosu, vreau și la noastră o scurtă replică și apoi schimbăm subiectul. Păi, nici nu trebuie să avem pretenție, trebuie să ne gândim că acest domn Iohannis este la sfârșit de mandat și că două mandate timp de 10 ani nu l-am auzit de 3 ori apărând România. Din contră, l-am auzit că dorește să facă tot ce stă în puteri ca să salveze agricultura Ucrainei. Adică sunt niște lucruri de care dumneavoastră spuneți de patriotism. Deci omul ăsta nu pot să... Eu nu l-am simțit o clipă patriot. Eu n-am simțit că ține la România. De fapt, să știți că de la foarte mulți politicieni, prin atitudinea lor, prin absența unor măsuri pe care ar fi trebuit să le ia pentru bunul mers al economiei, pentru a încasa mai mulți bani la bugetul statului, pentru ca noi care muncim să fim mai liniștiți, pentru a avea un trai decent, faptul că au dormit, între ghilimele,
nici asta nu dovedește patriotism. Că spune din an în an la cât un eveniment național că România, că o iubesc, că trăiesc... Doar atunci îi vedem. Pur și simplu farseism, da? Despre asta vorbim. O să mai vin orele următoare la subiectul acesta, pentru că e mult de dezbătut despre ce s-a întâmplat astăzi peste tot în țară la festivități. Schimbăm registru și ne uităm la ce se întâmplă cu vaccinurile de la Pfizer. Pfizer ne-a dat în judecată, pe 20 februarie este termen. Vă arăt imediat și datele. Ne cheamă în instanță pentru 29 de milioane de doze de vaccin. Pfizer a mai dat în judecată și Ungaria și Polonia. Discutăm, ni se alătură discuției și avocata Eliza Ene Corbeanu. Mulțumesc foarte mult, Eliza, pentru că ești alături de noi și la mulți ani de ziua principată. La mulți ani. Haide, rog pe colegii mei să arătăm și niște cartoane cu cifre, cu date, pentru că ele sunt furnizate de Ministerul Sănătății către colegii de la Gându, au fost folosite pentru imunizare aproape 17 milioane de doze. Au fost vândute prin redistribuire 13,6 milioane de doze. Au fost vândute din stocul național 3,5 milioane de doze. Au fost donate 2,1 milioane doze. Au fost înregistrate ca pierderi sau au expirat 9,5 milioane de doze. În stocul național mai avem 3,2 milioane, aproape 3,3, dintr-un total de 49 de milioane de doze primite deja de România. S-au folosit așadar pentru imunizare aproape 17 milioane, dintre care aproape 13 milioane sunt de la Pfizer. Deci de aici vin cele mai multe, apoi Moderna, AstraZeneca. La AstraZeneca a fost și o discuție la acel moment. Mai urmează să primim încă 29 de milioane de doze de la Pfizer. Ne cheamă în instanță pentru 550 de milioane de euro. Cum ne uităm la acest proces, Eliza Ene Corbeanu? Era de așteptat. Doar dacă ar fi să privim în urmă, în anul 2023, faptul că compania Pfizer, după îndelungi negocieri purtate cu Ungaria și cu Polonia, acest demers s-a finalizat tot cu sesizarea tribunalului de la Bruxelles, practic eram următoarea țară pe listă. Aș vrea să știu modalitatea în care sau care au fost resorturile care au destinat pe cei de la Pfizer să înceapă cu state precum Ungaria, Polonia sau România. Dar acum oricum este tardiv să ne mai punem aceste întrebări. Vorbim de niște sume de bani foarte mari datorate unor contracte pe care noi le-am semnat sau ni le-am asumat ca urmare a negocierilor purtate de către organismele de la nivelul Uniunii Europene. Ca atare, România, după cum probabil bine cunoașteți, nici nu s-a împotrivit, nici n-a avut prea multe discuții colaterale în legătură cu dozele pe care le-am agreat. Și atunci se anunță un proces probabil de durată. Așa cum spuneam, din punctul meu de vedere, cred că ar fi o strategie foarte bună pentru România să aibă o apărare comună cu cea a celorlalte două state, respectiv Ungaria și Polonia. Ministrul Rafila chiar anunța într-o intervenție publică faptul că dorește să ia legătura cu autoritățile din Polonia. Și tot ce ne rămâne de făcut este, cel puțin din punctul meu de vedere, să ne bazăm pe apărările pe care aceste două țări, destul de vocale și țări care reușesc să se facă mult mai vizibile decât România la nivel european, mizăm pe faptul că aceste două țări, Ungaria și Polonia, vor găsi resorturile necesare astfel încât să forțeze cumva mâna ursulei. Și să mergem și noi alături de ei, cam exact, asta ar fi. Și noi da. să ne punem acestui demers. Mulțumesc foarte mult! În caz contrar, da, e vorba de o sumă foarte mare de bani pe care noi vom... Jumătate de miliard. Da, mulțumesc! Exact. Mulțumesc, Eliza! Vă mulțumesc, domnule frumosul! Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem la dezbatere imediat. Politicienii cu festivismul,
fermierii tot în stradă, sunt 15 zile de când avem acest front al rezistenței de la afumați. Astăzi și-au pus și banderole negre în semn de protest pentru ce se întâmplă. Vlad Botoș, ce se discută la nivelul Uniunii Europene? Pentru că zilele trecute a intrat așa foarte tare, domnul Barbu a zis că gata, cerem demisia comisarului, a ajuns la Bruxelles, a uitat să mai ceară și demisia, domnul Ciolacu a zis că nu, eu nu înțeleg ce avem cu polonezul, dar asta e altă discuție. Iar oamenii aceștia sunt în continuare în stradă, nu li s-a rezolvat nicio problemă, dar nu sunt doar români în stradă, sunt și francezi în stradă, și germani în stradă, și polonezi nemulțumiți. Deci cum se poate rezolva problema asta? Doamna Constantin, am urmărit și eu toată dezbaterea de ieri din Consiliul Agri-Fish, întâlnirea ministrilor de agricultură și, mă rog, a pisciculturii acolo unde sunt. PSD nu se pricepe la agricultură, ci la combinații cu banii din agricultură pe modelul Paul Stănescu. Asta este declarația mea fermă. Domnul Barbu a venit așa foarte războinic, a declarat, voi veni la Bruxelles, voi cere demisii, voi pune la punct. Și ce a făcut? N-a făcut nimic. Domnul Ciolacu, în timp ce domnul Barbu era în drum spre Bruxelles, a spus, nu, noi nu am agreat așa ceva în guvern, nici în PSD. Doamna Constantin, PSD-ul a avut acest minister și anul trecut, și acum 2 ani când s-a negociat politica agrară comună. Atunci la masa miniștrilor era domnul Daia. Domnul Daia ne explica nouă românilor cum ne obligă Uniunea Europeană să mâncăm insecte, în loc să fi negociat atunci derogări și pentru anii 2024 și pentru anul 2025. Pentru că asta este marea problemă. Sunt în politica agrară comună s-a stabilit și s-a luat o decizie prin consens, unde România nu s-a împotrivit, să fie foarte clar atunci când s-a negociat. Domnul Daia nu știu dacă înțelegea ce se negociază, în care anumite suprafețe trebuie lăsate pârloagă pentru biodiversitate sau trebuie să avem această rotație a culturilor, pentru că a nu avea un sol complet utilizat. Nu sunt de profesie, însă m-am interesat și eu, am studiat toate aceste regulamente să înțeleg de ce sunt supărați fermieri. Pentru anul 2023 s-a dat o derogare care era menționată sub articolul 148 în acest regulament al politicii agrare comune, din cauza războiului din Ucraina. Derogarea aceasta este maxim pentru 12 luni. Însă, Ministerul Agriculturii din România, domnul Barbu, trebuia anul trecut să înceapă negocierile pentru a suplimenta aceste derogări, dacă știa că fermierii sunt revoltați. Domnul Barbu este revoltat doar acum, când fermierii sunt în stradă în România de 2 săptămâni. Și am văzut și eu, să știți, la televizor, îmi pare rău că se folosesc unii politic de dânsii, îmi pare rău să văd acolo foști demnitari ai României care au fost din 1992 în Parlament și sunt acolo lângă fermieri în direct și le plâng de milă. Multă lume a descoperit agricultura zilele astea. Da, doamna Tatoiu, e o nemulțumire nu doar în România, dar mie mi se pare că doar li s-au promis niște lucruri, au făcut la mișto un plen în Senat care n-a avut nicio valoare și abia în februarie o să intre în vigoare de fapt toate ordonanțele alea. Dar problema e mai amplă și e la nivelul Europei. Problema este la nivelul central, la nivelul Uniunii Europene. Acel Green Deal a fost gândit de valori bune, dar cu politici dezastroase pentru Europa. Și acum, în prag de alegeri europarlamentare, la Bruxelles, ce a făcut? Și este politica asta de rotația culturilor, de creșterea costului îngrășămintelor, creșterea costului motorinei, care se folosește, da? Că noi vrem să protejăm clima în condițiile în care China poluează și noi vrem să ajutăm economia chineză distrugând economia europeană. Și acum sunt cu spatele la zi. Nenorocirea este că Germania, care era motorul economiei pe baza gazului ieftin de la ruși, este cu spatele la zid și a închis centralele nucleare. Nu prea sunt soluții. Asta este problema. Europa este la mâna Chinei și Statelor Unite.
Astea sunt adevăruri despre care o să auzim în campania pentru Europa. Nu, da, nu prea sunt soluții și problema este că în continuare statele acestea de aici, aproape de Ucraina, plătesc foarte mult și costurile astea legate de război. Mulțumesc foarte mult, Monica Tatoiu, Vlad Botoș, vă mulțumesc. Scurtă pauză, ne întoarcem. Continuă gălăgia și haosul făcut de aur și de șoșoacă, nu doar la Iași. Sunt proteste ale aur la Suceava. O să vă arăt de la fix. Oamenii ăștia susțin că Suceava e sub ocupație austriacă. Atâta se poate înțelege. Deci dintr-o zi națională, într-un eveniment istoric, tu vii și faci asemenea haos. O să vă arătăm toate detaliile și ce spun Pistinion și șoșoacă. Tot de la fix, însă o să vi-l arătăm pe Ciucă pregătit să continue rolul său de figurant. Acum vrea să joace într-un miniserial. El spune, într-un serial pe termen mediu. Noi lucrăm cu ce spune autorul. Erau de față mai multă lume, poate îi împlinește doamna Turcan acest vis, că era și femeia sa de față. Și pentru că era de față și doamna Deca, tot așa cu o atmosferă din asta așa foarte negativă, o să vă arătăm ce s-a întâmplat cu bursele, pentru că bursele pentru elevi, alea de se dau pentru note de 1 și 2, au fost contestate de avocatul poporului, dar mai avem o problemă. De câteva luni nu s-au mai dat bursele pentru elevii din școli private și pentru olimpici. Ne întoarcem, avem multe subiecte.